acum, dezbatere. Haideți să vedem această fotografie pentru a vă descrie, Răzvan, ce credem și ce crede el în primul rând că aduce ca informație această imagine. Această fotografie este prezentată din Gaza, reprezentând craterul făcut de racheta care ar fi distrus spitalul și ar fi omorât 500 de oameni. Uitați-vă la acest crater și comparați cu imaginile pe care le vedeți cu ce fac rachetele Israelului când aterizează pe câte o clădire, de dărâmă clădirea aia de nu mai rămâne nimic după ea. Priviți la craterul respectiv. E mai mic decât craterul de la Plaul. Priviți ce face o rachetă Jdam, un crater lăsat de o rachetă Jdam, din arsenalul pe care l-au, desigur, israelienii. Nu numai israelienii au rachete Jdam, are NATO, au occidentale, are Statele Unite. Dar haideți să comparăm totuși cele două cratere ca să înțelegem ce-o fi fost acolo. Vedem mașini carbonizate în parcare fără doar și poate. Vedeți, dar vedem și mașini intacte. Intacte în același loc, ceea ce ne arată cumva că s-a propagat mai mult într-o anumită direcție incendiu respectiv. Deci incendiu, nu explozie. Incendiu respectiv, atenție, pentru că mașinile, chiar și cele arse, nu sunt fărâmate în bucăți. Nu sunt calcinate nu complet. Sunt toate și mai e ceva, nu uitați-vă la clădirile din jur. De obicei, când cade o rachetă israeliană pe un obiectiv Hamas, toate clădirile din jur sunt spulberate. Aici sunt este în picioare, chiar dacă sunt imploda clădirea, adică despre asta vorbim. Priviți la crată. Ok, nu înseamnă că n-a căzut ceva acolo și că acel ceva este pus în discuție al cui era. Dar haideți să ne uităm cu luciditate la rece, noi putem să facem asta. Ei acolo, care suportă teroarea respectivă, războiul, bejenia, plecarea de acasă, lipsa de apă, ei sunt emoțional foarte zdrobiți de treaba asta, pot să-i înțeleg și pot îmbrățișa și reacționa prin ură și prin astfel de mecanisme la orice știre care le vine în sensul ăsta. Deci ei sunt de înțeles ca reacție. Știți ce a inflamat și mai tare lucrurile? Au fost cel puțin două reacții aseară pe Twitter care au venit din partea unor oameni din Israel. Da? Hananiah Naftali, care este jurnalist israelian și care a dat un share al unui tweet Reuters, care apoi s-a dovedit că nu este adevărat și în care se spunea despre faptul că acel spital a fost lovit de israelieni. Da. Și să faci așa ceva este inimaginabil, adică din partea celor de la Reuters, în primul rând, și din partea lui care era și atunci și a mai nu fost... e cel care a lucrat cu premierul la imagini la acelea? Și a mai fost și acel ministru, îmi scap acum numele, dar mi-l voi aminti, cel de la care au și pornit un adevărat război în Gaza de 11 zile când s-a dus, când i s-a părut o idee bună să se ducă la Al-Aqsa. Și care a venit și a spus singurul lucru pe care trebuie să-l primească spitalele din Gaza sunt rachetele noastre. Ei, oamenii, genul acesta de reacții sunt cele care au inflamat. Da. Iar acum este foarte greu pentru cei de acolo să mai creadă și ce le spui. Adică, cred că aici mai intervine și acel, să spunem așa, acel curent contra premierului Netanyahu, care din secunda în care a fost votat s-a trezit cu proteste în stradă de stil progresist și ONG-ist și acele ONG-uri au inclusiv ramificații în vest, în presa din vest și în același timp se confruntă și cu niște, cum să spunem, cu niște oameni din interiorul țării care vor să-l dea